V-ați descătușat în seara aceasta. Este prima victorie cu un scor așa de mare în 2021. Da, ne bucurăm că am câștigat acest meci. Era foarte important pentru noi. Am spus că jucăm acasă, nu veneam după, veneam după un început nu foarte bun pentru că n-am reușit să câștigăm cu Voluntari acasă și o înfrângere la Viitorul. Deși eu cred că n-am jucat rău, dar ne doream foarte mult, era foarte important acest meci. Mă bucur că am reușit să câștigăm, mă bucur pentru băieți, pentru că muncesc foarte mult, își doresc, n-am ce să le reproșez, au avut atitudine bună și au dorit foarte, foarte mult astăzi, chiar și înainte de meci mi-au spus că sunt foarte conectați și e foarte important pentru încredere. Mai avem multe meciuri, deocamdată n-am reușit nimic, n-am făcut nimic. Mai avem acum următorul meci cu Sibiu, un joc foarte important, un joc cei de la Sibiu. Au câștigat și un joc foarte important pentru noi. Această victorie vă salvează pentru moment din zona roșie a clasamentului? Da, nu neapărat. Noi vrem să ne gândim la viitor, vrem să ne gândim să terminăm cât mai sus, pentru că, așa cum am spus, în play-out e destul de dificil, pierzi 2-3 meciuri sau dacă nu câștigi e destul de greu, poți să fii la retrogradare, dacă câștigi 2-3 meciuri poți să te bați la locurile 7-8. Deci nu trebuie să luăm fiecare meci așa și să vorbim, gata, ne-am salvat, gata, suntem la retrogradare. Cred că trebuie să așteptăm, mai avem 6 meciuri foarte importante și trebuie să scoatem maxim ca să putem să fim cât mai sus în clasament. Cum reușiți să-i motivați pe jucători, ținând cont că e pe totul sau nimic? E greu, vă dați seama, joci cu sabia deasupra capului, e presiune foarte mare, dar mă bucur că am un grup bun și au înțeles că trebuie să dea maxim, fără muncă și fără determinare, fără atitudine, nu poți să faci nimic. Este foarte greu, trebuie să dai tot ce ai mai bun la fiecare meci, odată ți iese, odată nu ți iese, dar trebuie să mergi înainte, să gândești pozitiv și să mergi înainte. Mulțumim! Mersi mult!